Trei zile de festival au însemnat trei zile de distracție pentru reghineni și locuitorii din zonă. Pentru comercianți au fost însă trei zile de muncă intense. Ei spun că afluxul de persoane și vânzările arată că, pentru câteva ore, oamenii au uitat de criză. Toată lumea și-a găsit ceva de făcut sau de urmărit. Puțin trecători nu s-au oprit la locul în care trupa din America de Sud a prezentat piese tradiționale. Suntem din Ecuador, toți 5 membri din trupă. Cum v-ați simțit la Reghin? La Reghin foarte bine, foarte bine. Chiar aici oamenii este foarte primitora, îmi place foarte mult muzica și mă bucur de asta. Văd că aveți spectatori, dar cumpărători ați avut, eu știu, la accesorii, la CD-uri? Da, au fost și cumpărători, da. La CD-uri și la artesanat, care e tot tradițional de acolo adus. Părinții au putut greu face față cererilor insistente ale copiilor de a încerca tot ce avea parcul de distracții, produse, picturi, aparate. A plouat, a fost bine. Da, ați avut mulți copii, ați avut comenzi. Da. Nu ne putem plânge, așa, dar a fost bine. Cam ce au preferat copiii sau părinții, ce fel de desene? Mai mult picturi pe față decât portrete. Bancheta rotativă, Skyflare-ul, ciocane, pista de mașinuțe. Cum a mers? Se simte criza anul ăsta, peste tot. Deci destul de slab. Ce înseamnă destul de slab? O scădere de cât la sută? Cel puțin 50%. La Tarabe, bucătarii au avut nevoie de ajutoare pricepute. Încă din prima seară, participanții la festival s-au înfruptat din mici și grătare. Cea mai mare vânzare s-a înregistrat sâmbătă, când afluxul de persoane a fost cel mai mare. Dar și duminică, comercianții abia și-au tras sufletul. Unii însă declară că au resimțit criza. Pește așteptări, pentru că având prețuri mici și produse bune, merge marfa. Ce s-a cumpărat mai mult? Micii, s-a vândut și vițelul la proțap, s-a făcut o tocăniță de vițel, a mers și preparatele astea, a mers și cotletul, și ceafa, pieptul de pui, au mers. Au comentat oamenii prețurile? La noi nu. Cum a mers vânzarea? Așa, nu prea bine. Ne puteți spune astăzi, de exemplu, câți mici ați dat? Până la ora asta, în jur de 400-500 de bucăți. S-a plâns lumea de prețuri. La mine nu. Una peste alta, oamenii s-au distrat și au rămas impresionați de varietatea programului artistic de la scenă, ori de diversitatea produselor disponibile. Extraordinare! Deci bine că e și vremea asta bună și de data asta au fost mai încărcate de cultură, aș spune, pentru că a avut loc și această sesiune națională de comunicări care a avut loc la Casa de Cultură George Enescu. Da, mi-a plăcut organizarea, mi se pare o organizare mult mai frumoasă decât în anii trecuți. Ambianță, lume multă! Acesta este și motivul pentru care ați ales să vă petreceți o după-amiază aici, bănuiesc. Da, să văd artiștii care evoluează pe scenă, să mâncăm un mic și să vedem lumea, să mai povestim. Da, foarte frumos și muzica populară și e un program destul de bun. Numai că e puțină lume față de anul trecut. Probabil pentru criză, ce ziceți? Cred că da. Este foarte bine, e ok, atmosfera e bună și sper să fie totul în regulă, până la sfârșit. Foarte bine. Ați cheltuit bani mulți cu cele două fete? Păi, tatuaje și pistol, jucării. Mai veniți mâine? Da. După focurile de artificii și plecarea petrecăreților, oamenii de la salubritate și-au făcut repede treaba. Astfel că luni dimineața, la prima oră, circulația în aproape toată zona centrală a fost reluată. Urmele festivalului s-au șters, dar au rămas în schimb amintirile și gândul la ediția următoare, cea de-a 10-a.